Lucrarea rugăciunii lui Isus, numită de Sfinții Părinți Trezvie, trebuie să constituie esența vieții monahale. iar ar fi binevenită și la mireni, deoarece fără a avea mintea în permanență la Dumnezeu, nu este cu putință a te mântui. O astfel de lucrare care se pare simplă la prima vedere, așa cum este de, de pildă, citirea unei rugăciuni scurte s-a dovedit în realitatea nu fi atât de ușoară. Această rugăciune are diferite trepte, ele fiind următoarele, rugăciunea vorbită, rugăciunea minții, rugăciunea minții din inimă lucrătoare, rugăciunea inimii de sine mișcătoare, rugăciunea inimii curată și rugăciunea văzătoare. Fiecare treaptă trebuie să fie explicată de cineva care are experiență. Experiența în cazul dat este foarte necesară, deoarece prin lucrarea lăuntrii că Dumnezeu rânduiește mântuirea noastră, dându-i omului prin rugăciune la momentul potrivit din harul său în tot ceea ce este necesar, este mare nevoie de un povățuitor cu experiență, de un stareț învățător care a depășit fazele de început ale rugăciunii, precum și faza cea contemplativă, văzătoare, și care poate, liber și invulnerabil, la atacurile drăcești să-și ajute ucenicul să treacă prin toate ispitele. Cel iscusit cunoaște din propria experiență cei ispite și în ce timp pot veni asupra celui ce își dorește mântuirea și orice ispită o va putea preîntâmpina cu un sfat, indicându-i ce și cum să facă pentru a evita greșelile, îi va explica cum să demaște sau să descopere viclenia diavolului atunci când acesta atacă din stânga sau se apropie din dreapta, îmbrăcând masca binelui. Însă, din păcate, unii nu au timp și nici dorință să se exerseze cu mintea, cu cuvântul și cu inima în această mare lucrare, iar alții, având dorință, nu au cunoscut cum să se apropie de ea. Unii însă încearcă această lucrare, dar lucrează după simțuri, exersând cu mintea cea trupească, ducând o viață după voia lor și după cum îi duce mintea, gândind în sine că petrec o viață duhovnicească, aceștia nu știu că adevărata viață duhovnicească începe din marea mila lui Dumnezeu doar atunci când omul se lasă în totalitate în voia celui atât puternic. Acest lucru va fi posibil doar după curățirea minții de întunecime și a sufletului de patim, dar până a ajunge la aceasta, omul nu duce o viață duovnicească, ci conformă înțelepciunii omenești, adică după învățătura minții trupești, chiar dacă el cunoaște întreaga teorie a teologiei creștinești și este mare în ochii oamenilor. Unii ca aceștia nimeresc adesa și se încurcă în plasele înșelării muncii trupești, și ceea ce este mai grav îi consideră pe adevărații purtători ai rațiunii duovnicești ca pe, niști, ca pe unii care nu gândesc drept. Aceștia care se roagă doar după cartea de rugăciuni îi consideră pe cei ce lucrează rugăciunea minții ca pe unii ce au căzut în înșelare. În realitate însă ei însăși sunt înșelați, ei nu merg spre mântuire, ci se îndepărtează de ea. Sfinții părinți din vechime, mari lucrători ai lu lucrărilor untrice, au scris multe despre rugăciunea lui Isus. Ei însă încep descrierea acestei lucrări de la înaltele trepte de rugăciune contemplativă, adică descriu rugăciunea inimii de sine mișcătoare, omițând fazele începătoare. Sunt puțini aceia dintre ei care vorbesc despre rugăciunea minții din inimă lucrătoare și despre ispitele care vin din partea imaginației. Toți părinții au scris pe scurt și într-un fel ascuns despre aceasta. De ce? Când Sfinții Părinți au scris despre rugăciunea lui Iisus, erau mulți lucrători experimentați a ei și nu era nevoie de o descriere a fazelor începătoare, pentru că pe aceștia, adică pe începători, avea cine să-i îndrume. Ba mai mult decât atât, a citit scrierile despre această lucrare era în putință și unei persoane nepregătite, dar ca să se folosească avea posibilitatea doar cea pregătită într-un fel ascuns. Cel pregătit înțelege ce este de folos și dintr-o scurtă scriere, nu toți înțeleg că rugăciunea dovnicească începe să lucreze în om numai după ce el începe să împlinească întru totul voia lui Dumnezeu. Până la acest moment rugăciunea poate fi doar lucrătoare amarnii se înșală cei ce o primesc ca fiind drept duhovnicească, dacă lucrarea neterminată a minții trupești se consideră drept duhovnicească, aceasta este o mare înșelare și un mare necaz. În timpul de față, aproape că nu au mai rămas lucrători cu experiență, oricine care și-ar dori să practice rugăciunea deja de la bun început este supus unor îndoieli în privința corectitudinii și a reușitei acțiunilor sale. Ostenindu-se puțin și neobținând roadele dorite, el renunță la această sfântă lucrare, iar uneori o și astfel omul își pierde capacitatea de a fi posesorul unei rațiuni cerești, arătată pe pământ de Hristos, răsărit a lumii lumina cunoștinței iar această pierdere duce spre o scufundare în acel întuneric al rațiunii în care a fost omenirea până la venirea lui Hristos. Când este pierdută capacitatea de a-L slăvi pe Dumnezeu cu rațiunea, atunci El e slăvit doar cu gura, însă cuvintele fără participarea rațiunii nu aprind inima, ci o răcesc. Așa și eu, cu toată neputința mea, vărsând lacrimi și zdrobindu-mă de această lipsă de forța mea, îmi doream totuși ca să continue această proslăvire a lui Dumnezeu și să nu se micșoreze, ci din contră să se mărească numărul celor ce își gătesc inimile spre a fi locași Domnului. Celor ce își doresc să-L slăvească pe Dumnezeu, eu am îndrăznit să le spun aceste cuvinte, nu cu scopul de a învăța, ci sub forma unei povățuiri frățești și să le ofer și lor tot ce am din sărăcia mea neîncrezându-mă în puterile mele, ci nădăjduind doar în nemăsurata puterea Domnului meu, lepădând propria înțelepciune și tot ceea ce nu are temei în Sfânta Scriptură sau în scrierile pline de Harul lui Dumnezeu ale Sfinților Părinți, care au cunoscut din experiență cum să-și trăiască viața în pocăință, voi expune toate acele lucruri de care am avut și eu cândva o mare nevoie, fiind un practic necesar orice cuvânt scris aici. Bineînțeles că aici nu este expus totul, ci doar laturile cele mai importante cu care se va confrunta fiecare lucrător al pocăinței. Tot ce poate fi în afară de cele scrise aici este auxiliar și nu este păgubitor pentru suflet. Primește, Doamne, această osteneală pentru slava numelui Tău și luminându-i la această lucrare pe cei însetați de adevărul Tău, ajută-i să o săvârșească cu spre mântuirea sufletului. Când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeu, gătește-ți sufletul tău spre ispite. Sirac 2,1 Să știi că de vei merge după Dumnezeu și dacă vei urma învățăturile Lui cele dumnezești atunci în această cale te vor întâmpina multe ispite, trupul, lumea și diavolul, îți sunt vrășmașii tăi, dar adesea tu însuți îți ești un dușman nu mai puțin periculos decât aceștia. De acum înainte, refuzând să urmezi momelii voinței tale, te desparzi de viața pașnică și îți alegi necontenit a luptă. Începând a lucra rugăciunea lui Iisus, pregătește-te nu către o viață pașnică, ci către o suferință a diferite necazuri, pricinuite de trup, lume, diavol, și de propria iubire de sine. Necazurile vin din interior și din afară, dar intensitatea lor este oprită de harul lui Dumnezeu, care nu permite al întrista pe cel ce merge pe calea mântuirii mai mult decât îi stă în puteri. Necazurile sunt îngăduite în dependență de tăria sufletului și a minții, dar nu de voința viclenilor diavoli. Sub asemenea conducerea harului, omul, dobândește răbdare și învață să se lase în voia lui Dumnezeu pentru a se întări și a nu cădea în lupta ce îl așteaptă. El acumulează experiență, deprinde stăruința în rugăciune, iar în urma încercărilor primește cunoștință și înțelepciune. Dacă cu adevărat îți dorești să gândești necontenit la Dumnezeu și să vorbești neceta cu El prin rugăciune, ca și cu un prieten față în față, atunci roagă ca Domnul să-ți trimită un îndrumător neînșelat și cunoscător al rugăciunii pline de pocăință și încercat în lupte. Rar sunt aici acei îndrumători cu experiență, dar cu darul lui Dumnezeu s-au mai păstrat și mai sunt și în vremea noastră. Deci, caută-l cu o sârdie pe unul ca acesta și cere cu lacrimi de la Dumnezeu ca el să ți-l arate pe cel ce cunoaște, nerătăcita cale a pocăinței. Dar ține minte, frate sau soră, că nu este bine să cauți un făcător de minuni, să nu privești la exterior, ci să-l cauți pe cel ce cunoaște adevărata luptă și adevărata viață duovnicească, ca unul care are înțelepciunea cea duovnicească și care a descoperit tainele împărăției cerurilor. Caută-l pe cel ce, ar putea să te ducă în împărăția lui Dumnezeu care este în lăuntrul tău, ca unul ce a trecut prin ispite și a cunoscut înșelăciunea diavolească cu toate cursele ei. Un astfel de om înduovnicit cunoaște acea greutate din inimă care este din cauza patimilor ațățate de diavol, el știe și îți poate oferi ajutorul în orice necaz și te poate izbăvi de orice greutate născută în urma tulburărilor trebuie să te încrezi cu devotament într-un astfel de om precum te încrezi lui Dumnezeu, deoarece unul ca acesta este condus de însuși Dumnezeu. Dacă Domnul îți va descoperi un astfel de învățător, atunci apropie-te de el cu toată inima și nu îndrăzni vreodată să-l trădezi sau să-i calci cuvântul. Să-l consider ca pe Hristos și să știi că despre aceasta Sfinții Părinții au spus astfel, dacă îl vei vedea pe învățătorul tău dormind sau stând întins, bând sau mâncând, vorbind sau făcând altceva, atunci, din cauza puținătății sufletului, să nu te smintești, deoarece pentru lucrarea pe care el o are, îi este plăcut lui Dumnezeu și toate acelea nu îl vor păgubi. Din toate acestea să înțelegi următorul lucru, și anume că el judecă faptele tale și nu tu, de ale Lui și că tu ai nevoie de El și nu El de tine. El duce toate neputințele tale și îți rabdă sama volnicia, iar tu ești ca o povară pe care o duce din dragoste către tine. În El, care a ajuns la adevărata rațiune duovnicească, lucrează însuși Dumnezeu care trăiește în inima Lui. Voia Lui întotdeauna este plăcută Lui Dumnezeu, deoarece El trăiește după voia acestuia. El, asemenea Sfinților Apostoli, face lucrarea mântuirii oamenilor, așadar primește de la El și ceea ce nu-ți convine, împlinește-le și păzește-le ca pe o comoară de nelocuit, defăimările, ironiile și tot ceea ce îți strântorează voia, primește-le cu dragoste, pentru că prin toate acestea El îți vindecă rănile sufletului, ăsta e voia și îți înviază mintea și sufletul din moartea păcatului. Învățătorul tău deja și le-a înviat pe acestea cu puterea lui Dumnezeu, curățindu-și inima de patim și de dragi și pregătindu-și o spre a petrece în ea Sfânta Trăime. Și la el vom veni și locaș la dânsul vom face locaș. Ioan 14:23. Un astfel de învățător este înțeleptul înțelepților, la fel ca un mare filozof, chiar dacă nu și-a însușit științele laice. El este un adevărat teolog care teologisește necontenit deoarece trăiește în Domnul și după Domnul, așa sfătuiesc și așa binecuvintează Sfinții Părinți de a te afla sub povățuirea unui îndrumător iscusit, de a nu-ți face griji și a împlini necondiționat toate sfaturile lui, iar tu, părinte îndrumător și povățuitor, în înțelepciunea ta cea duhovnicească, cercetează-te mai întâi și convinge-te că ai rațiune cu adevărat duhovnicească, rațiune luminată de Duhul Sfânt și întărită de Dumnezeu, pentru a putea să petreci în Domnul cu deplină pace sufletească și să oferi învățături folositoare fiilor duhovnicești pe care îi păstorești, conducându-i fără de rătăcire pe calea aceea cu spinia păcăinței, către adevărata înțelepciune a Duhului. Iar dacă tu, povățuitorule, nu ai adevărata rațiune, dar ai o cunoștință adevărată care vine din lăsarea în întregime în voia lui Dumnezeu, apoi și atunci îți vei putea conduce fii pe calea pocăinței. Iar în lucrurile adevărate înțelepciuni duhovnicești, să te conduci doar pe tine însuți. Dar a conduce și pe alții să te abați, deoarece nu ai încă adevărata rațiune. Acela ce nu are rațiune adevărată și cunoștințe adevărate nu are capacitatea de a-i conduce pe alții. Aceasta ar fi destul de periculos, deoarece unul ca acesta de abia pășește pe calea păcuinței, să se știe că cel ce se află pe calea păcuinței încă nu a ajuns la mântuire. Cel ce se află pe cale mai săvârșește greșeli și adesea adevărul îl ia drept minciună, iar minciuna drept adevăr. Cel ce nu a dobândit cunoștințele adevărate nu poate să învețe pe alții, chiar dacă are studii teologice. El însuși se află sub influența patimilor, care îl cuprind și atunci cum ar putea el să izbăvească pe cineva de patimi. Cel ce nu înțelege și nu cunoaște adevărul, în loc de folos îi creează ucenicului numai piedici. Unii ca aceștia se consideră pe sine conducători vrenici, dar în realitate îi duc la pierzare pe cei păstoriți și ceea ce este mai rău, îi consideră pe adevărați învățători ai înțelepciunii dumnezeiești ca fiind înșelați, îndepărtându-i pe fii de la îndrumătorii cei scusiți, fiind întru totul afectați de înșelarea patimilor și a păcatului.